Meteorologii au emis două avertizări, cod galben de ploi torențiale și vijelie, care vor afecta miercuri jumătate de țară. Conform Digi24, meteorologii au emis o atenționare meteo, cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată în vigoare de miercuri. Astfel, în Moldova, local la munte, în Maramureș, Transilvania și nordul Munteniei și al Dobrogei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, care se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși local 25-30 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-60 de litri metru pătrat. Pe de altă parte, meteorologii au emis și un cod galben valabil până vineri, astfel miercuri, joi și vineri, 17, 18 și 19 august, în regiunile vestice și sudice va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa în general între 34 și 38 de grade, cu valori mai ridicate vineri, 19 august, spre 39-40 de grade în vest și sud-vest. Minimele nu vor coborî sub 18-21 de grade, relatează Digi24.